primul rând un om. Vreau să mulțumesc întâi invitațiilor noștri care ne susțin în această zi. Este vorba de domnul primar Costel Bistrițu, domnul Marcel Boța, care ne ajută de asemenea în organizare. Nu are rost să prezint pe cei pe care i-am invitat, pentru că se vor prezenta în momentul în care îi veți asculta. Domnul Zăi Rătus din Primăria Craiova, vreau să-i mulțumesc. Pe domnul Borogină, cred că trebuie să prezint, este atât de cunoscut, pentru că nu are rost. Și domnul Leon Colar, care mi-a făcut surpriza să vină, chiar dacă am uitat să... Da, de la Andreea Marini. Credem că niciodată legătura noastră cu cei pe care i-am iubit nu se termină. Și ea trebuie păstrată, memoria lor trebuie păstrată, noi suntem în comuniune și credința poporului român spune că lucruri atât de mici și atât de nensemnate ne aduc în comune cu ei, încât numai faptul că nu știm și nu încercăm să ne aflăm în piedică, să-i simțim că ei sunt în continuare alături de noi. Despre Pantre Berceanu pot să vă spun foarte, foarte scurt, că dacă aș spune că a fost un scriitor care a scris niște cărți, poate ar fi puțin, asta se vede. Dacă aș spune că a fost un om care și-a iubit foarte mult orașul natal, cum n-am văzut pe altcineva, deci un magnet extraordinar l-a legat cu el de acest oraș și asta este o calitate, să zicem. Dar cred că peste toate el a fost o conștiință care s-a afirmat, care a dorit să comunice cu semenii lui prin toate formele, prin toate darurile pe care le-a dat Dumnezeu, mai ales prin darul scrisului. Despre implicarea în viața publică o să vă vorbească mai mult invitații noștri. Eu deocamdată o să vă dau cuvântul domnului primar să ne spună. Eu știu, așa cum zicea doamna Berceanu, orașul și domnului Berceanu și orașul tuturor băieștenilor, pe care cu toții îi iubim. Și parcă, așa cum mai zicea domnul Ion Curat, câteodată Băileștiul are ceva particular ce nicio altă localitate nu are. Are un iz de ceva, ieșit din comun. Mă bucur că ne aflăm aici într-o, eu știu, așa de mare adunare. Băileștiul, în ultimul timp, chiar nu a avut parte de așa mare adunare de personalități, cum spuneam. Eu sunt, nu știu, puțin emoționat. Nu pot spune decât că mă bucur că domnul Patrin Tărceanu, care pentru Băilești, la fel cum și ceilalți oameni din Băilești, reprezintă într-adevăr Băileștiul și ne reprezintă și pe noi, chiar dacă nu mai este, prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a lăsat și prin ceea ce doresc și familia și colegii să facă pe mai departe. Consider că este un început prin această zi se va continua, sunt convins, cel puțin Primăria Băilești, în momentul de față, sprijină cu tot ce poate aceste lucruri. Și, pe mai departe, și dumneavoastră, să nu ne evitați niciodată și dacă aveți, eu știu, posibilitatea să ne ajutați să o faceți. Eu vă mulțumesc și sper ca această zi în memoria Patrel Berceanu să fie într-adevăr o zi pe care nu trebuie să uităm niciodată. Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc și eu, în calitate poate de cel mai bun sunt aici, celor care au avut ideea organizării acestei evocări, unii scriitorilor din România, Teatrului Cornului și, bineînțeles, Castelor, Primăriei Băilești și Case de Cultură Băilești. Este bine că acest oraș își cinstește personalitățile. În vară am participat la inaugurarea Casei Memoriale Amza Berea din cartierul Colaneștilor și am plecat de acolo cu cele mai frumoase amintiri și impresii. Sigur, Băileștiul are șansa de a fi intrat deja în mitologie. L-a dus acolo personalitatea extraordinară lui Amza Berea. Dar, pe lângă Amza Berea, Băileștiul
Adam, politehnic și România și alte personalități, cu siguranță pentru ei se numără și Patrel Berceanu alături de Iureș, de Ion Colan, de frații Ilarion și Marcel Voinea, și prin tangentă, Oana Bele și Iulia Colan, proaspătă laureată a Galei Star de la Falcău. Lor îi se deschid toate perspectivele, concret că perspective sunt deschise și lui Daniel Mirea, cel pe care Patrel Berceanu l-a invitat să colaboreze împreună cu el la Teatru Colibri din Craiova. Vreau să vă spun că Patrel, cel care a fi împlinit în ziua de Paști 58 de ani, a fost o personalitate cum rar ai șansa să întâlnești în viață. Vă mărturisesc și nu spun vorbe de la plică, că după părerea mea, el a fost omul cel mai cinstit pe care eu l-am întâlnit în Teatrul Românesc. A fost o conștiință și o flacără care a ars pentru teatru la o intensitate care probabil a dus și la trecerea lui în neființă mult mai devreme decât a fi trebuit. Am avut bucuria să-l cunosc atunci când a venit de pe băncile Institutului de Teatru la Craiova. Am fost informat de colegii mei în Olan, de ceilalți că era șeful de promoție al teatrologiei, vorbea extraordinar despre el, profesorul Toboșaru și doamna Mihaela Tonița. Și vă mărturisesc, eu care am avut vocația sprijinului cu oamenii care mereu au apropiați în postura care le-a evidențiat calitățile, am fost printre cei care au meditat în vremea în care Patrel era profesor la Școala Populară de Artă și apoi la Casa de Cultură a studenților pentru venirea lui în teatru. Au fost mai multe tentative care au ieșuat datorită faptului că schema la iertați-mă că vă dau aceste detalii, că am să ajung în viață unde vreau. Schema la Secretariatul Literar, unde el și-ar fi avut un loc lui, era ocupată de oameni care nu aveau pregătirea lui Patrel Berceanu, dar în momentul în care eu am fost invitat, de mult spus, somat să preiau Direcția Teatrului Național din Craiova de către domnul Ion Trăian și Ștefănescu, prima condiție pe care a pus-o a fost aceea de a rămâne în colectiva domnului Alexandru Ilescu și de aducere la Secretariatul Literar al lui Patrel Berceanu. Am reușit, printr-o stratagemă, creind un post de asistent de regie, după care în 1990, imediat după Revoluție, la fel la televizie, ceea ce trebuia să fie secretarul literar legat împreună cu domnul Ilescu. Mi-a fost extrem de drag. L-am iubit ca pe un frate al meu, pentru că îmi era de foarte, foarte mare ajutor și mie, în calitate de dirigător al Teatrului Național, cred că teatrului și vieții culturale al Craiovei. El era o personalitate
de nivel național, poate chiar mai mult. A venit cu nenumărate propuneri de care s-a ținut cont în teatrul național. Întâmplător sau nu, în momente foarte importante, intervenția lui a fost una decisivă. Personal îi datorez foarte mult patru evenimente. Sigur că atâta cât mi-a stat în timpă, și eu, la rândul meu, am căutat să-i sprijin elanurile care erau aproape juvenile, deși erau o personalitate puternică. Patrel avea elanuri de copil, elanuri de tânăr. Era un fel, probabil aici ne întâlneam, era un fel de Don Quixote care nu se schiază să lupte cu multe pământ. Teatrul Național îi datorează foarte mult. Și cred că și teatrul de topuși, nu este aici domnul Marinescu, dar domnia sa putea le pune mărturie că în momentul în care a venit să-mi propună spre surprinderea mea ca Patrel să fie în același timp și director al teatrului de Torcuș, pe mine m-a bucurat enorm încrederea pe care domnul Marinescu, la acea vreme consilier șef al Cultării Dolcene, o avea în posibilitățile reale ale lui Patrel Berceanu. El a știut, a putut să se împartă foarte bine între Teatrul Național și Teatrul Folii. Cred că nu a rămas dator nici unia dintre instituții. M-a ajutat foarte mult, cred că, în organizarea tuturor manifestărilor. A ilustrat ca nimeni altul evenimente majore din viața Teatrului Național. Se la revista Teatru. Când solie, să spunem, chiar peste hotare. El, la un moment dat, a fost bursier al Convenției Teatrale Europene, mergând în Franța, câte o lună și jumătate, și acolo a amplificat imaginea Teatrului Național din Craiova. Cum să se vorbească și mai mult despre Teatrul Național din Craiova. A scos două monografii excepțională despre două evenimente teatrale ale Teatrului Național din Craiova, Umburex cu scenele din Macbeth și Titus Andronicus, monografii despre Macbeth. Vreau să spun, am mai spus-o, dar mai repet, că dimensiunea cu adevărat națională pe care a căutat-o festivalul Shakespeare îi se datorează și lui Patrel Berceanu, pentru că fiind la București, la o manifestare organizată de Sândărică, s-a întâlnit acolo cu directorul Direcției pentru Cultură a Municipiului București și cu președintele Comisiei pentru Cultură și au vorbit despre festivalul Shakespeare. Și așa s-a născut ideea la care eu țineam foarte mult, dar pe care nu o împlinisem, ca festivalul să nu se desfășoare numai în capitala Oltenii, ci și în București. Vreau să vă spun că exact în ziua în care Patrel s-a făcut rău și s-a îmbolnăvit și a căzut în fața liceului Caro, exact în acea dimineață, consumat de faptul că, de ideea că teatrul își pierduse seriu și aceala teatrului, în acea dimineață eu vorbeam cu ministrul secretar de stat de la Ministerul Culturii despre festivalul Shakespeare și Patrel, după ce am încheiat discuția, m-a rugat să mergem împreună la domnul Omisei să vorbim despre teatrul din
în obținerea unui nou sediu și am promis că voi face acest lucru imediat după ce se va consuma festivalul Shakespeare. Întâmplarea a făcut ca exact în ziua în care se încheia festivalul Shakespeare, în 2006, el să treacă lumea umbrelor, care rugămintea lui a rămas pentru mine ca o datorie care trebuie împlinită și sper ca să existe acea zi în care poate și prin intervenția pe care eu o tot încerc la cei din Ministerul Culturii care au putere de decizie, Teatrul Colibri să se mute acolo unde speră, adică în actualul cinematograf literar și critiște teatru, Secretarul Literar al Teatrului Național, prietenul meu la universitarii, pe cum domnul Georgescu, George Popescu, iertați, personalitatea polivalentă, multiculturală, să spun așa, lui Patrei Berceanu. Am vrut să spun câteva cuvinte despre omul Patrei Berceanu, despre secretarul literar al Teatrului Național din Craiova, o funcție extrem de importantă pentru acestui principiu de mare prestigiu. Eu nu știu dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în momentul de față, dar mi-am permis cu ocazia zilei când a fost inaugurată Casa Anza Vrea 30 august să-l rog pe domnul primar și pe consilieri municipiului Căiulești să se gândească în permanență la Patrei Berceanu, care merită din plin să fie și cetățean de onoare alcător, că el era deja în momentul în care eu încercam acest demers cu domnul primar, așa că mulțumesc domnului primar și celor de dinainte a domnului Isale pentru acest gest făcut în fața memoriei unui intelectual de primă mărime pe care a dat acest spațiu al autorului. Pentru spectacolul care îi așteaptă cântăriți din Brema, un spectacol pe texte la Patrei Berceanu, pe care Teatrul Colibri îl oferă gratuit acestui oraș. Deci este vorba despre actorii Ala Cebotari, Iulia Câlsne, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Rudica Prisăcaru, Mâncu Prisăcaru, Oana Stancu, Ilie Turcu, Mihai Brumăuzeanu și, nu în ultimul rând, Daniel Mirea, cel pe care Patrei Berceanu și l-a dorit alături de Teatrul Colibri. Să le dăm cuvântul să spună fiecare. Dacă aș fi sigur că n-aș dărni compasiunea pentru ceea ce sunt copilului care am fost, aș încerca de ce călătorie spre izvoarele tine, acolo unde clipa tocmai stă să se nască, efemeră și nemuritoare frumoasă, la urma urmei. Să-și asmută lumina ochilor lui Colo și face.
noaptea, cei mai curați dintre noi, pătrundeau în miezul secundei ca într-o peșteră. Pe vremea aceea, când dădeam de vreun adevăr, îl spălam bine și puneam în față oglinda. Unii din noi legănau în frama, o legau la ochi, stejarilor, să nu vadă cum putrezește amiaza. Alții o plângeau cărăbușii și chinda. Pe vremea aceea mai puteam afla de unde izvorăște dulcea lacrimă iubirilor noastre. Unii cutezau să arate înspre pustie, cei puțini se sfiau să arate spre tăpucăle voastre. Dar nu-s decât un om.
Și iată ce fac. Iată ce fac. Om? Da. Om. La milimetru subțire în umeri și schimbători din fire, bănuiesc că ființa asta a mea nu prea atârnă mult a prețuire. Și veșmintele îmi ies arandala. Nu port ranchiună vieților croitori. Eu vorbesc despre mine, cel din lăuntru, care-i un fulger cu capul în nori. Subțire la făptură și schimbător la fire, în felul florii care dă în fruct, curat ca apa vie, vin spre voi. Vă dau cuvântul meu de viaduct. Degeaba mă îndesați în milimetri. Pe zi ce trece, cresc cu o mirare. În mine port câmpia de acasă. Acolo zarea se năștea din zare. Mai bine ați prețui cum se cuvine mâna care înșiră clipele în ornic. Ea va ști cândva să-mi țintuie făptura, cum fixezi în cuie geamul nestatornic. Patrel Cărciun. De Baiana Mare, prin Căsătorie. Și ce am făcut eu într-o zi de valiază, în tren la acela personal care l-a tratat, i-am vorbit lui Patrel Cărciun până la Băivești, o zi jumătate. De ce? Patrel. Deci, cine ai vorbit atât de mult de Eminescu, eu trebuie să am un rând de lucru care ești de multe lucruri. Dacă tu ne-ai vorbit de Eminescu și era, într-adevăr, unul din cei mai vechi teatru la ora aceea. Iată că peste două zile se fac 3 ani, de când el a plecat dintr-un teatru pentru copii și a și scris o poezie pentru copii. Eu sunt mic și știu multe. În primul rând, eu sunt mic. De aceea eu încap foarte ușor pe mâna decustorilor, pe mâna doctorilor, pe mâna instalatorului de chiuvete, pe mâna patronului de gazete, pe mâna controlorului, pe mâna guvernanților și nimic. Pe mâna vremurilor. Nici nu mă puteți să râd. Păstrez amintiri absolut superbe din prietenia noastră destul de lungă și prietenie mi se pare totuși un cuvânt mic pentru relația mea cu Patrel. Nici frate n-aș putea să numesc pentru că aș văzut că sunt frați care se omoară pe ei. Patrel pentru mine a fost ceva organic. Pot spune că sunt călăuzașul principal al intrării lui Patrel în lumea teatrului. Îmi amintesc că student la Institutul de Teatru fiind, am venit într-o vacanță de iarnă și m-am întâlnit de Patrel. Într-o cofetărie aici, la Băievește, cu Doru Moreanu, cei care sunt de lucru. Și îmi întreb de Patrel, ce faci, Patrel? Și ce să faci? Sunt telefonist, am o să ții gata. Cum telefonist? Da, așa am avut o școală, fiindu-te frumos. Și mai stai acolo. De ce se fac? Nu, zic, nu. Insomniile tale, nu zici
acolo o facultate din asta corespunzătoare, la filozofie, la filologie. Sau dacă nu, vină la Institutul de Teatru. De ce să vă întreau acolo? Vină la critică de teatru și film. Câte locuri sunt, mă întreabă parcă? 4. Și cum să vină să dau examen de admitere la 4 locuri? Ei, încerci. La ce se dă examen? Limba și literatura română, zic, urmează să vizionez niște spectacole de teatru, să văd niște filme și probe de examen sunt comentariile tale a spectacolele respective și dar pentru treaba asta trebuie să pleci de la învățăței și să vii la București. Să te pun în relație cu studenții din an mai mari de la teatologie, filmologie. Păi și cum să stau în București? Stai cu mine zile pe lume. Câteva luni de zile am dormit amândoi în pat. Intram cu Cămin Patrel, urcându-se pe cârca mea, pe vremea aia erau portat la cămine și nu trebuia să intre persoane străine, că cine știe ce puneam la tare acolo. Și îl urcam pe umeri, s-a agățat o fereastră și așa intra Patrel în cămin. Am mâncat împreună la cantinele bine asortate din Grozăvești și Regie. Ciorbe mai mici. A intrat cu 10. N-a terminat cu 10. A avut o notă de 9 la sport. În 4 ani la sport. Îi cunosc din acea perioadă insomniile lui de care vorbeam. Și atunci cred că s-a născut una dintre cele mai frumoase metafore din lirica românescă. Spunea Patrel că despre lumină se pot pronunța numai acei fluturi care au aripile arse. Tot despre prietenia mea cu el vreau să vorbesc. Nu era zi de la Dumnezeu să nu ne certăm de 20 de ori și să ne știm toată lumea aceea spre Dumnezeu. A existat pentru noi o polemică frumoasă, permanentă. Trebuia să zică cineva și nu. Orice afirmație din partea lumea se lovea imediat de nu celuilalt. De acolo se înveșteau discuții frumoase. Patrel a fost un om absolut extraordinar de care copiii de aici de față trebuie să fie mândri că au avut un tată atât de sensibil, atât de corect, așa cum spunea domnul Vorbătină, atât de drept, el întruchipa noțiunea de cinste. Nu cred că noțiunea de minciună avea o legătură cu Patrel sau de trădare. Lucrul cel mai urât al ființei românești, trădarea. Minciuna o mai accept, lenea o mai accept, dar trădarea nu. Și Patrel, ca și mine, noi amândoi urâm această poveste, trădarea ei. Sper să ne audă prea curând unde să o liniști, pentru că el a avut un zbuciu permanent. A avut o stare de neliniște nativă. De acolo i s-a născut poezia lui și bănuiesc că cei care se pricep mai bine la poezia lui Patrel o să o facă.
comentariile domniilor lor. De acolo s-a născut poezia lui, din starea lui permanentă de neliniște. Ce pot să mai spun aici de față cu dumneavoastră la băileștul nostru? Că nu voi încerca niciodată să lipesc pe toată Hercea. Conservând o mare de lirism în viață ca și în artă,
autorul sentimentului Baricadei s-a decis, cu puțin timp în urmă, să-și antologeze volumele publicate, adăugând, firește și inedit. O antologie cum se poate deduce de etapă. Din păcate, era definitiv. Necesară cu atât mai mult, cu cât, așa cum anticipam, Pavel Berceanu se înscrie în categoria celor care, paradoxal, nu s-au grăbit, după 1990, să solicite editurile multe și încă atâtea conjuncturate. El este un poet remarcabil, creator al unui stil, oricât de dificil clasificabil, urmând sinusoidal o linie a lirismului românesc ce pleacă din banii muntenismul Hâtu Anton Panes, trece prin urmul și interpelează experiențele surrealiste, ajungând din coace de Nichita și Sorescu. Și aș vrea să închei. Acesta era doar un fragment de evaluare a lui Pavel în 2002. Și aș vrea să închei cu o poezie la care țin foarte mult și pe care am și publicat-o, am și spus-o, pe care am scris-o la câteva ceasuri la afara acelei nevrații jocuri. Se numește Cântec de trecut muntele, în amintirea lui Pavel Berceanu. Ajunsesem unde nu trebuia. Pe drumul pe care apucasem într-o dimineață știrbă de iulie, la capătul unde ar fi trebuit să stea felinarul, se arăta privirilor noastre întrebătoare un munte, cât toate zilele. Tu ai oprit motoarele, am coborât stingheriți, și nenorocul înflorea pentru noi. Și din stupărișul în care toporul își făcuse din prim datoria, pasărea cu pașaport ordean ne-a vorbit atunci despre privegie cu o inocență de cristal. Ce-i de făcut? Ai întrebat într-un registru delir, tăind ceața în felii subții de deliziune. Să escaladăm muntele nu era cea mai bună soluție. 30 de ani gândisem împreună în căutarea unor comori imposibile. Fraierul tău obosise. Eu nu l-am pusese niciodată. Să oporim muntele ar fi fost un test, un pariu, un șantaj al destinului nostru de ignari până tot de dânc. Într-un târziu, de pe partea cealaltă a acelui versant, fără nume, de acolo de unde dojana lui Dumnezeu se prelungea spre noi ca o rugăciune obosită, ne-a ajuns cuvântul străinului. Și atunci, sufocați de lacrimile acelei dimineți, fără dinți, ne-am trezit pe umeri cu mântuirea ce te-a aspirat dincolo de muntele încremenit, acolo ca un pod subțire și delicat, la capătul căruia eu încă mai stau cu aceeași cruzime în privire, în timp ce pasărea își înfulecă trilurile sale istoritoare. Eu credeam în bunătate mai mult decât orice criteriu estetic sau orice criteriu de apreciere a unui, cred că pentru el prima grilă de citire a unui om era bunătate. Și asta aș vrea să spun. Noastră socială am simțit revoltat de foarte multe ori. Uneori, i-am și spus-o altfel, că n-are rost să se măsune atâta pentru turpitudinile pe care le trăim și le-am trăit cu toții, însă Patrick m-a acuzat atunci și mă taxa, spunându-mi că sunt stupid, era cuvântul interpretat atunci când vorbea cu mine, pentru că omul va fi și va rămâne tot timpul în lume. Și că trebuie să facă ceva cu această lume. De ce venea Patrel la Băileș? De ce se ducea Patrel la pescuit? Pentru că
azând, atât de intens, simțea nevoia să se găsească. Și Băileștiul îi oferea permanent această provizie de echilibru de care avea nevoie pentru a se putea exprima, pentru a putea să facă față unei lumii care la un moment dat era potrivită, deci pe care a încercat tot timpul să o schimbe. Patru mi-a arătat și mi-a demonstrat ce înseamnă să fii într-un spațiu, ce înseamnă să iubești acest spațiu. Mi-a arătat oamenii. Am fost cu el la prieteni din Băilești. Mi-a arătat ce înseamnă să-ți cunoști foarte bine prietenii și neamul. Parcă m-a văzut foarte multe lucruri, pentru că, într-adevăr, așa cum spunea Dorina, era un om care iubea nețărbuit. Și eu am simțit ca prieten acest lucru. Poate că uneori eu am fost mai... M-am strecurat la un moment dat, pentru că Patren era un om foarte dificil și atunci când era tensionat, Patren te taxa la rândul fără milă, dar fără să o facă cu răbdare. Niciodată nu am simțit și nu am fost jignit de ceea ce Patren îmi spunea, pentru că el trăia de fapt adevărul. Când era în casă, e aici vărul lui, care de atâtea ori ne-a venit în casă și ne-a servit cu mine, Patren era altfel. Nu mai era nici ca la teatru, nici ca pe străzile orașului unde se îndărva, nici la în alte locuri sociale și așa mai departe. Era altfel. Devenea echilibrat, devenea armonios. Așa era și la pescuit. Le căutam locurile cele mai retrase, acolo discutam despre pescuit, mai puțin despre lume, niciodată despre politică și niciodată despre moarte. Mi-amintesc că în anul 2003, într-o ieșire de-a noastră așa totală, provocată mai ales de Patren, l-am hotărât să venim la Băilești pentru a merge la pescuit. Trebuie să vă anunț că era 4 ianuarie, era 5 ianuarie, deci o zi înainte de Bobotează. Am fost, când am ajuns, când am ieșit la Băilești, am trecut pe la Bărbițu pentru a lua o sticlă de vin. Apoi am fost pe la Iulica Voina și l-am prezentat la Patren pe Iulica Voina și am văzut cât de frumos vorbesc despre oameni, despre ei înșiși și despre spațiul în care trăiesc. A doua zi dimineață, la ora 4:30, am plecat către Dunăre. După un sfert de oră ne-a oprit poliția de frontieră și ne-a legitimat. Mie poliția de frontieră mi-a spus că am băut, sigur, băusem seara. Patren însă lui Patren i s-a dat și viola, nu avea niciun gram de alcool. Patren era un extrem de cinstit și cu el și cu cei din jur. Și foarte, foarte, cum să spun, atent la detalii. După ce poliția mi-a lăsat în pace, am continuat drumul Rastului. La un dat am văzut în fața mașinii niște umbre, s-a auzit un zgomot înfundat, a plesnit parbrizul, lovisem o căprioară. Am dat seama în momentul în care mi-am văzut copilele și am văzut răsucirea prin aer. Am oprit mașina, ne-am uitat, căprioara își luase drumul, pe Patren l-au trecut lacrimile. Am fost pe Dunăre, ne-am întors, am reluat discuțiile apoi la Iulica Voina și ne-am întors la Trăva. Și mi-am dat seama ce mult, repet, ce mult înseamnă Băileștiul și băileștenii și toate spațiile din jurul Băileștiului, din Balta Cibetului și așa mai departe. Îmi amintesc că în seara Bobotezei, împreună cu, eram la masă împreună și cu Stelu, cu Patren și cu mama lui. Și l-am dat o lumină frumoasă, a căzut pe fața lui Patren și mi-a dat seama că arăta foarte tânăr. Avea o figură, știți bine, cu pielea subțire, figură emaciată, dar atunci mi-a dat seama că Patren rămăsese tânăr. Și Patren a fost tânăr până când s-a stins. O tinerețe pe care pe mine mă încuraja.
o tinerețe care îl făcea și pe el să, să fie simțit. De patrel, Berceanu nu putem să-l, să-l uităm. Eu nu l-am uitat niciodată. Îl invoc și îl regăsesc tot timpul pe malul Bălții și numai acolo. Îl regăsesc între cărțile pe care, pe care mi le-a oferit. Îl regăsesc în prietenia pe care eu simt acum la fel de ardentă, așa cum a fost și el. Și din ebuliție a, a spiritului său, a proiectelor, a planurilor sale, dacă există Dumnezeu, cum poate să facă lucrul ăsta și încă un om are foarte multă treabă și nu e un om care face treabă. Degeaba spune să ia un leneș care dorește să fie leneș în continuare în paradisurile Domnului sau în orice este și. Pentru mine era o realitate necrucătoare evidentă și în același timp ceva absolut supărător faptul că lucrurile se pot întâmpla și așa. Bine că le țin de biologic și noi știm ce s-a întâmplat, care a fost motivul biologic al morții sale, acela de risc, poate de tratat la timp. Spiritual însă, pentru că încercăm să fim oameni ai Spiritului și Patrel era precis unul dintre aceia, ne putem întreba, pentru că ne întrebăm dacă există destin, de ce a trebuit ca el să plece de aici. Sunt planuri secrete ale Domnului, ale acestui arhitect al Universului, după cum le spune, sau ale celui bătrân, cum spunea Albert, care credea într-un Dumnezeu de o altă factură decât cea a religiosului popular și spunea la un moment dat, în acea biografie de astea țin minte, Dumnezeu este subtil, dar nu răutăcios. Și atunci, probabil că Dumnezeu, cu subtilitatea sa unică, știe de ce s-a întâmplat și s-a întâmplat cu prietenul nostru. Am venit aici să comemorăm pe Patrel Berceanu, o figură importantă a literaturii craiovene și a poeziei naționale din anii 80 de acest studiu. Un poet pe care l-a descris bine George Popescu în acel fragment, cu acea filiație buntenească, dar și cu acel râsul plânsul, pentru că poemele lui sunt continuu irizate de, de un umor subtil, de ironie și autoironie, dar și de o perceptibilă suferință pe care poetul însă nu exhibă la modul pletorii, așa cum se întâmplă adesea în poezia noastră, plângărcioasă, în rămațiile noastre. Eu aș vrea, de data asta, să se vorbesc despre Patrel Berceanu în calitatea lui de gazetar, de om de condei, de om de atitudine. Era persoana cea mai potrivită să aibă atitudine, pentru că, așa cum s-a remarcat anterior, era omul care nu voia să mintă și nu făcea compromisuri. Și atunci, acest om, care am citit recent, i-am recitit unele noi știa, câteva dintre articolele sale scrise în ton ironic, parodic, dar și serios, cu acei oameni simpli, de exemplu, care poate neapărat să ajungă la cultură, pentru că noi fiți de conducătorii țării ăștia, dar și de alte otrepe care le dirigează viețile. Un eseu scurt, foarte plăcut despre eternele apariții ale Domnului Ion Iliescu, care mai povestează ce este cu țara asta, în ceea ce sunt fundă, de fapt. Și Domnul Iescu dă soluții la televizor, era remarcabil. Sper ca ele să poată fi reunite cumva într-o carte pe care a decis după Patrel Berceanu o veste cu disosință, dar și cronici literare, în special la piesele lui Sorocu, am găsit pe care am făcea enorm, extraordinar și a fost unul dintre cei foarte apropiați, chiar și în clipele de vestiști ale Sorocu, mă rog, nu știu că s-a întâmplat. Am găsit, spuneam, între lucrurile lui rămase de la el, din zona asta publicistice, și pamflete și satire, fermecătoare și am avut surpriza să găsesc că nu s-a fost publicată, cum a trebuit să consum colecția revistei Ramon, dar am ascultat-o prin 1900, bănesc că după 1985, 86-87, la cenacul condus de Marin Sorescu, când lectura a ținut că a stârnit aplauze frumoase și a făcut deliciul cenacului din acea zi ținut la Muzeul de Artă. Sorescu
îmi amintesc figura, zâmbea, îi propuse acest pamflet al lui și era copil, dar țin minte că m-am gândit la asta și nu mă așa foarte gândit, dar m-am amuzat, dar oare câți dintre cei care sunt aici în sală, pentru că erau adunat la pestiță, cum să le așteptam, nu se regăsesc în portretul făcut de Patrân Berceanu, reprodușul literar. Mai târziu mi-am dat seama că se regăsau destui, pentru că crescusem și ochii mei încercau să vadă acea altă literară. Reprodușul literar, de citi ce a scris Patrân Berceanu atunci, nu este datat articolul pentru o biotică literară. În biotica literară, reprodușul nostru se caracterizează printr-un activism susținut, mai ales acolo unde mediul permite incubarea și proliferarea parazitară. Personaj nedefinit în distribuția eparhiei artistice, reprodușul nu e nici poet, dar nici singur enoriașul. Neposedând nici voce și nici chemare de poet, dar nici smerenia cum se trage enoriașul, el a ales poziția țâncovului. Ține istorul superiorului cu vocea în timp ce nu-i ține pălărușa cu bani. Deși nerăsfățată de revelație, mintea lui a reținut că Iseenca s-a născut din gândul pios și chinuit, dar că supraviețuiește prin colima. Că viața nu e atât o succesiune de costuri, cât una de costuri. Cum mai toate revistele noastre au o cutie a milei, accesul lui la cutie nu e decât o chestiune de timp și de speranță. Pentru interviu pentru o perioadă scurtă de timp, iar piloții numesc, pentru că consumă foarte, foarte mult combustibil. Piloții numesc zborul acesta în regimul de peste viteza sunetului, forțaj. Cam așa trăia Patrân, ca și cum ar fi avut rezerve de combustibil enorme și trăia în forțaj, era mereu la supersonic, mereu peste viteza de două, trei ori viteza sunetului. Și poate asta l-a și consumat. Dar nu știu, e destinul fiecăruia și poate nu și-ar fi dorit să trăiască arta. Acum am auzit acest text și le exprimă foarte bine pe Patrân. Și mai spune ceva de Patrân la care mă gândesc că nu a fost un scriitor la valoarea lui. Totuși, cred că este un poet valoros, un scriitor valoros, care s-a băgat în față. Nu a fost orea. Poate ar trebui noi acum să sprijinim mai mult. El niciodată a avut talent, sentimentul Baricadei a fost o carte excepțională. Eu aveam impresia și povesteam pe Dăruicoade că eu credeam că a luat primul unii scriitorilor. Merita să ia primul acesta cu o carte, chiar tipul spune destul de multe, la anul în care a apărut, să vorbești de sentimentul de baricadă, a fost premergător revoluției, pentru că el era un spirit revoluțional. Tănescu, de cine? De Patrân Berceanu. Știam de el, știam că e craiovean. Eram mândru că era craiovean. Era la Craiova atunci, le spuneam colegilor mei că este autorul, este craiovean, este de la mine din oraș. În 1990, când am venit eu în Craiova, l-am întâlnit, l-am cunoscut și i-am spus. Atunci, el mi-a mărturisit că era, de fapt, vorba de lucrarea lui licență. Într-un asemenea context, îi luase lui Nichita Stoianescu un interviu care era absolut remarcabil. Nu știu unde este acel film și cum sugerau cu prietenii mei, ar trebui să-l căutăm și să-l verificăm acum în memoria urmată. Permiteți-mi să dau o citire unui poem pe care l-am scris pentru Patrân Berceanu la moartea lui și pe care l-am publicat într-un volum chiar în acela în București. Cântec pentru cel plecat de la rostul lui Patrân Berceanu. Locuiam în poem. Lecția lui era cerul și soarele și munții aceștia primiți. Era scara pe care să sui și adunc pe părinți. Rostul lui era el, viața lui. De sub măr sau oceane, ea s-a scufundat într-un bot de rouă. Datorită noului mediu, viața atlanților și-a urmat cursul firesc cu și mai multă strălucire. Când va fi să sune trâmbița judecății de-apoi, Domnul nu va trimite pe pământ nici sabia de foc,
nici paloșul feigului, ci un cumplit pionunte de rouă. Întâmplarea cea mare, Patrel Berceanu. Valoarea și dimensiunile oamenilor de valoare care au fost în zona cinii, mă gândesc la Hamza Pelea, la Patrel Berceanu și la alții pe care noastră i-ați evocat, și poate găsiți o zonă, un loc, o aliuță în frumosul noastră părculeț, să faceți și aici o alee a acestor personalități, să-i lăsăm moștenire și pentru ei care vor veni după noi. Vă mulțumesc!